alt unghi pe cerc. Un alt unghi de pe cerc. Pe ce? Care se uită spre cerc. Unghiul de tot pe ăsta. Se uită spre cerc. Aie. Aie, aie. Aie diametru? Nu știu, aie diametru de 180. Ăla e jumătate. Da? Asta e 280 și altă 180, deși carte s-a jucat aici unghiul cu vârful pe cerc. Notați observații. A uitat tot la cerc, nu mai știu nimic la cerc. Notăm, da? Unghiul cu vârful pe cerc este egal cu jumătatea arcului subîntins. Jumătatea arcului subîntins. Jumătatea arcului, nu? Subîntins între laturile sale. Subîntins între laturile sale. Unghiul cu vârful la centru. Egal cu chiar cu arcul. Egal chiar cu arcul. Unghiul cu vârful la centru, egal chiar cu mărimea arcului și subîntins. Dar de ce cu eu vine în minte să spună că unghiul cu vârful la cel că e jumătate și asta e de dat? Care fi fost secretul? Cui eu așa în minte? Păi, într-un triunghi, cât fac suma unghiilor lui triunghi? 180. Asta, ăsta din B vede arcul ăsta. Ăsta din C celălalt. Și ăsta din A completează cercul. Și cum arc cercul are câte? 360 de grade? Tot cercul. Iar triunghiul, suma unghiilor lui triunghi, 180. Atunci ăsta e motivul, da? Să fie peste tot jumătate. Da? Acum e gata. Normal. Da. Deci așa a fost punctul cheie. Aici vă uitați pentru că problema asta acum și bine pentru că vă scăpa chestia asta. Unde cu vârful pe cerc. Subliniem acolo să rămână definitiv în mintea voastră. Unde cu vârful pe cerc, jumătatea arcului văzut. Așa că zicem, începem demonstrația. Demonstrația, nu? Pentru punctul A. Și zicem. Ce zicem, Madi? Zicem cum iese, cum... De la măsură, da, domnul profesor? Deci de aici, pe care. Cu măsura lui A e că... egală cu măsura lui A, B, E. A, B, deci unghiul, da? Unghiul A... A e că... Deci unghiul A e că... Măsura unghiului A e egală cu arcul văzut AC. Cum? Da? Cu arcul AC. Se zice și măsura de AC pe 2. Da? Măsura unghiului ăsta. Iar măsura unghiului A, B, C. Măsura unghiului A, B, C. A, B, D. A, B, A, B, D sau A, B, C, Dani? Că A, B, D este același cu A, B, C. Eu mă duc pe A, B, C ca să mă duc pe arc. Da? A, B, C egal cu poftim. Hai ca să nu mă încerc cu tine. Măsura unghiului A, B, D. Nu, că este același unghi. Că D e pe proiecția ei. Pe la aproape ce? Și egal cu cine aici? Am 60 de grade. Așa. Deci egal cu măsura lui A, B, C. Egal cu A, B, D și egal cu măsura arcului AC pe 2. Și din astea două înseamnă că unghiul A e C, măsura unghiului A e C, egal chiar cu 60 de grade. Și atât cum ți-ai pus A e C sau A, B, D. Da? Care este măsura unghiului A, B, D. Apoi, spunem că cum A e diametru, da? A e diametru, rezultă că măsura unghiului A, ce e, A, ce e, da? Măsura A, ce e, egal cu 180 de grade, supra 2, egal cu 90 de grade. Da? Și acum, luăm spre comparare triunghiile. Deci fie triunghiul.
e triunghiul. A, D, V. Și triunghiul A, C, E. A, C, E. Despre cele două triunghiuri spuneam că A. Măsura lui A, D, V. Măsura lui A, D, V. Egal cu măsura lui A, C, E. Și egal cu 90 de grade. Apoi, de desubt, măsura lui A, B, C, măsura lui A, B, C, egal cu măsura lui A, E, C, A, E, C, și egal cu 60 de grade. Conform. Nu? Cazul de asemenea, cazul care era cazul... Unghiunghi, da? Cazul 2, mai este, nu? Cazul 2 de asemănare. Rezultă că triunghiul de luat în discuții A, D, D. E asemenea cu triunghiul A, C, E. Deci A, D, B, A, C, E. Și atunci rezultă de aici că ne putem permite să scriem raportul de asemănare. Da. Nu am profesor, prezideți mai întâi. Da, că am și eu obosit tot. Exact, prezideți mai întâi. Și scriem la A, D, B, supra, C, E. A, D, B, și triunghiul A, C, E. A, D, sus scriem A, D, deci supra, sus spate la C. A, D, supra, D, B, supra, A, B, și A, B, supra. Și acum, A, D. A, D. Să uităm unghiul din B, da? Unghiul din B, încă unghiul cu ăla din E, de supra, A, E. Supra? Supra? Nu, supra... A, C. Deci ăsta, din 60, uite spre A, D. Asta de 60 cât ăsta de aici. Ăsta se uită spre A, C dintre unghiuri. Supra C. Egal cu Maria. D, V supra A. Egal cu D, B supra C. D, V am scris-o. Supra... C e. C e, da? Da, da. C e. Și egal cu A, B supra A? A, E. Ultima. Și poate văd la timpul A, E. Vedem ce știm. Și acum de traducem. Adică scrim A, D, știm de A, D? A, D, A, D, A, nu. Da, ne cere să scrim raport, să aflăm ceva? Nu, doar să arătăm că sunt asemenea. Doar că sunt asemenea. Nici măcar nu trebuie să scriem raportul. E nu trebuie avutul, că e greșițiu. E poate că trebuie la vezi, doctor. Ia să vedem. A, D, știu, nu știu. Nu. A, D, supra. 12. Da. Egal cu D, B. Egal cu D, B, care nu știm. D, B, nu știm. Supra. Supra, C, E, nu știu. C, E, nu știm. Și egal cu A, B. Nu știm. Două raze, parcă, nu? Două raze. Apropo de raze și A, E. Iar nu știm, nu? A, E, două raze. A, E, două raze, da. Da, și A, B, nu știm. Și A, B, nu știm. E, dar cum știm? Ei, lasă, calculăm AOC. Nu trebuie să calculăm, că trebuie să arătăm că s-a semnat. La șapte la lui. La controlător, măsura unghiului AOC. A, O, C. C. Așa. Unghiul ăsta. Câte grade are unghiul ăsta? Mm-hmm. Du-te mai departe. Hai, de mai departe. Am înțeles că prins. Dar vreau să spunem și să vizionăm cu ceva. Și ce vreau să zic cu teorii? Păi că vreau să zic cu teorii mai devreme. Dacă știi, parolele la ceva așa. Deci, cât este unghiul de aici? 60. Adică? Și cât a fost ăsta pe 2, da? Da. Dar rupul ăla O... Și ăsta cu vârful la centru? Tot. Tot 60. Tot 60. E vârful la centru?
E dublu. Egal ca cu apă. 120. Este 120. El este a scris. Sau altfel, dacă nu vedeam cum vine la centru, trunghiul... Deci, insist pe asta. Știu foarte bine că unghiul cu vârful pe cer, am vorbit mai devreme, jumătatea angului pe sus. Așa. Și dacă ăsta e, dacă acul ăsta, unghiul de 60, acul e de câte grade? De 120, cât dublu. De, dacă ăsta e de 60 și jumătatea acului văzut, înseamnă că acul văzut este de 120. Da. Iar unghiul cu vârful la centru, e tot acul acel. Nu mai e pe 2. Și atunci nu mai este supra 2, deci este 120. Deci este 120. Eu nu am observat să la altceva, te rog, da. Trunghiul e o C este echilateral. E o C este echilateral, are dreptate? Eu nu cred. Da. E o C. De ce trunghiul e o C? Eu am fost în trunghiul A, C, e care e dreptunghic. Am făcut-o la lui Pitagora. L-am aflat pe C, l-am aflat pe O, l-am aflat pe O, A. Da. Vedeți că C e cu O, A sunt egale. Da. Și atunci ăla e de 60. Așa să spui de la un motiv. Exact. De ce triunghiul O, C, E este echilateral? Ai dreptate, dar de ce este echilateral? Ca care un triunghiul de 60 de grade. Și ce mai un triunghiul care are unul de 60 de grade, gata, echilateral. Ah, măi, ce sunt O, C și O, E? O, C și O, E sunt? Frate, ce sunt egale. Și triunghiul ăsta, C, O, E este isoscel deocamdată. Și cu unul de 60. Și cu unul de 60. Da? Deci este repede tot 60 și atunci suma unghiilor fac 180, deci este 60, prin echilateral și rămâne vecinului său până la 180. Completare. Că sunt suplimentare, da? Deci rămâne 120 grade. Sigur că ai dreptate. Dar atunci la punctul, ultimul punct. Da? Deci Miruna și-a amintit că chiar problema anterioară într-un triunghi dreptunghic, mediană, jumătate din ipotenuză. Și dacă e jumătate din ipotenuză și n-ai vrut să spui că OC și OA sunt raze, n-ai vrut tu. Da? Ai ajuns la concluzia că e adevărată chestia asta. Și deci, triunghiul ăsta e și ăsta e isoscel. Și cum ăsta, de câte grade este de aici? Fiind ăsta de 30. Ăsta e tot de 30. Și ăsta rămâne până completarea la 180. Ia uitați-vă, 3 idei deja. Da, deci... Dar asta cu arcul mi se pare cea mai bună, pentru că ei trebuie să obișnească un pic iarăși cu cercul, domnul profesor. Sigur, sigur că da. Deci important este să ne amintim că unghiul cu vârful pe cer e jumătatea arcului. Știu măsura lui, deci arcul e dublu. 120. 120, atunci arcul. La unghiul la centru e exact cât arcul e. Perfect. Da? Deci, de ce? Pentru că în jurul punctului de fac aici. Adică așa, poți să mergi și pe cerul mare. Și de ce ar fi acolo? Da. Și cum face? Ce vrem face? Aria la cercului. Aria cercului. Pipie pătrat. Dar să-l redactăm punctul pe. Da. Deci la Beati, de rog, să amintez. Deci O, E și C, E sunt raze. Pe care vrei să duci și pe care soluție? A, dar O, C, E, O, E echilateral. Așa îți place mai bine. Da. Dar scrie obișnuia la fel. Cu cercul. Da, așa vreau și eu. Da. Și măsura lui C, O, A este egală cu arcul A, C. Deci măsura lui C, E, A mai întâi. Așa scrie. Măsura unghiului C, E, A. Ce e A? Ce e A? Egal cu 60 de grade și egal cu măsura arcului A, C, pe 2. Și de aici rezultă că măsura arcului A, C, egal cu dublu, nu? 120 de grade. Și dacă acel de 120 de grade, măsura unghiului COA egal cu arcul văzut, cu AC, cu măsura lui AC,
Și atunci, cum am ce am zis că e 120, atunci cu măsura unghiului COA, CFOA, egal cu 120 de grade. Unde vă știe, domnul profesor, aici? Da. Șarea cercului, uite ce nouă, noi studăm R pătrat, R-ul îl aflăm din triunghiul A, că e care e dreptunghi, câte ori ori Pitagora și nu iată. Deci area cui? Cercului. Cercului. Pi, R pătrat. R-ul IOE, îl aflăm repede. A, de fapt mai trebuie aflat. Așa, și nici nu că e pătrat? Deci, area cercului, de centru roșu la zecția, este egal cu pi, R pătrat. Iar lungimea cercului, de centru roșu la zecția, este egal cu 2 pi, R. Da? Acum, ca să țineți minte câte ceva, la lungimea cercului să țin minte, vine așa. O luat Arhimede, da, și-o pus două... O luat diametru. Da, și-a măsurat. Și cu altă sfoară măsura cercul. Și-o întins sfoara care măsura lungimea cercului și-o văzut că diametrul merge de 3 ori și un pic. O luat alt cerc. Din nou diametrul cercului respectiv. Iar o mers de 3 ori și un pic. Și-o zis, băi, lungimea cercului este egal cu diametrul. Ori? Da? 3 și 1 pi acela. Dar diametrul înseamnă două raze. Două raze, ori pi. 2 pi, iar. De aici, ca să o țineți minte pe asta. Și cealaltă cu pi pătrat, area cercului, n-am ce să vă mai spun. În clasa 11 se demonstrează rigoros de ce area cercului este pi pătrat. O să vedeți cum se demonstrează. Dar ca să țineți cont de pi și 2 ier pi, aici diametrul pi, la lungimea cercului. Și cealaltă e altfel. Ceva cu raza la pătrat, fiind de area discului. Metru la pătrat. Deci trebuie să apară r la a doua. Și intră și pi-ul ăsta, deci pi ier pătrat, fără 2. Pi ier pătrat. Trebuie să aflăm mai r-ul, ca să fie de area cercului. R-ul e OE, raza. Vezi O? E. Sau OA, OC, C, mergem în triunghiul A, C, E, dreptunghi, și teorema la Pitagora. În triunghiul A, C, E, dreptunghi, și aplicăm o funcție trigonometrică. Sau teorema la Pitagora, bine. De, teorema la Pitagora de data, adică... Sinus de 60, că știm, 12, ca să nu știu, ca să nu mă complic, eu așa am făcut. Dacă te-a acolo, dar cine poșit pe acei 12? Da, și-o știu și pe ce e X, și-o știu și pe aia care e 2X. A, și-a dreptat așa. Sigur că da. X, și asta e 2X și faci pe tabără. Da, da. Dar nu poți să spui, să apuci un tangentă de... Sau sinus de calibra, cateta opusă cu ipotenuza. Uite, sin de 60 de grade. Sin de 60 de grade. Egal cu cateta opusă a C. Supra ipotenuză A e. Și egal cu AC 12. Supra 2 raze. 2 R. Și egal cu... Simplificăm și face 6 pe R. Și egal cu valoarea sinusului 60 de grade. Cât e? Care din 3 pe 2. Da? A 30 de grade e 1 pe 2. Este posinusul, da? Adică de 3 pe 2. Și de aici scoatem pe el, care e 12 radical. Radical din 3. 3, 4 radical din 3. 4 radical din 3. Deci face 4 radical din 3 este raza. Și dacă știu raza, area. 48 pi. Deci face 48 pi. Din, da? Pe asta îmi scrie 12 ori 3. Și acum îmi permite minte o altă problemă. Ștergem aici și să facem o problemă. Ștergem și cercul? Și cercul, da. Și mai avem și un cum aici. O să facem și pe aceea, dar în legătură cu cercul. Ce am făcut aici la cerc și vreau să... Când o bat fratele instructivii?
Inscriptive. Da. Inscriptive. Inscris în cerc. Hai să facem un desen, să vedem un cerc. Și să înscriem un patrater și să vedem niște proprietăți. Anul trecut am discutat proprietăți. Un patrater este inscriptibil dacă și numai dacă două erau condițiile pentru inscriptibilitate. Vă mai amintiți? Are un milie de cerc. Păi asta e definiția. Faptul că inscriptibil are un milie de cerc. Dar ce condiții? Când vezi așa un patrater la întâmplare, ce trebuie să spui tu? Ce condiții? Una din cele două condiții trebuie să spui. Dacă nervii sunt corzi. Eu stau așa în patru la trei. Uite, vezi? Uite așa. Arată că patru la trei este inscriptiv. Deci se dă patru la trei. A, B, C, D. Arată că este inscriptibil. Punem într-un cer și e inscriptibil. Păi, e problemă să pui. Să vezi dacă este cerul ăsta. Că nu toate fac parte de inscriptibil. Dar cum să fac desenul? Cum să faci desenul? Deci nu orice fac parte, numai anumite fac parte care le trebuie să fie condiții. Și atunci vezi, neapărat să fie complex, cum am făcut aici. Dar încă ceva. Să fie toate rade. Soluția de teorie acum. Deci. Uite. Hai. Să ne gândim că mergem invers acum. Am desenat un cerc. Îmi scriu un patru la fel. Da? Un patru la fel. A, B, C, D. Care este inscriptibil acum. Și acum vrem să vedem niște condiții care îndeplinesc. Unghiul A, cu cine este egal? Trebuie să ai unghiul opus suplimentare. Așa scrie? Nu, așa știu eu. Așa scrie, scrie bine. Bun. Atenție. Deci, unghiul A este cât jumătatea altul ăsta. Că se vede așa. Iar unghiul C, este tot jumătatea rugătului. Asta. Dar ăsta și cu ăsta fac tot cercul. Da. Și 360 pe 2. Fiecare zi. Ăsta e motivul. Deci, un patrater este inscriptibil dacă și numai dacă suma unghiurilor opuse fac împreună 180 grade. Da. Așa mai din gură, tu fii atent, nu că scrie cu teorie. Uite-te, mă, adică asta era important. Exact. Îmi perdeai chiar asta, ce important ai făcut. Încă o dată. Îmi place chestia asta. Da. Altceva vreau să remarc. Dacă acum, aici, în clipa asta, exact, am văzut o reacție de asta. Vă dați seama la asta. Dar la clasă și la timp, fiecare umplă acolo în bancă. Fiecare face ce vrea. Exact. Să fie lecții, totul să face praf. Ce urmează, vine acasă să fac probleme. Ce șansă am? Ce o șansă? Păi normal, și cine vine un profesor aici, un profesor? Vreau să vă spun totuși. Este clar că niciodată nu se va întâmpla ca, numai, mă rog, în cazul de excepție, când copiii, când odată intrați pe ușa școlii, stau conectați la clasă cele 50 de minute sau 52, cât ori fi, minute, minut, fără să scapă minute de vedere. Ceea ce nu se mai întâmplă. Ce se întâmplă foarte rar. Sau se întâmplă unuia, cum am fost eu, vă spuneam, datorită problemelor deosebite care aveam, eu, când intram și întâlnea profesorul, cele 10 minute îi foloseam pentru a învăța lecția predată anterior, deci știam de 10, dar de ce știam asta? Pentru că în timpul care a fost predat, eram atât de atent, încât profesorul căuta sprijin la mine, dacă cumva eu schițam un gest că nu mi-e clar, el trebuia să găsească, să vadă dacă cumva a greșit el. V-am spus că n-am luat niciun nouă tot liceul, în toată școala generală, deci numai medii de 10 și numai note de 10, dar dintr-un singur motiv. Asta
pentru că eram total atent, că numai atât, cu ce mă alegeam din clasă, asta era. Asta făceam. E bine, din motivul ăsta a apărut și profonul. Pentru că știind că mulți copii nu sunt atenți și că pierd lecția. Și iată, mi-a făcut dovada clar acum, de-aia am întrebat lecția. Atunci și în filmul meu se vede explicația. Și tu de acasă, nu faceți voi, dar fac mii și mii de copii, zeci de mii de copii fac asta. Merg la clasa a doua, a treia, astăzi am avut bucuria când m-am urmărit în direct și m-a sunat din Timișoara. Tot fetița aceea, care mă luat. Așa și am promis să mă găsesc astăzi. Așa. E bine. Spun asta pentru că ceea ce rămâne în film poate fi văzut. Și tu, dacă ți-ai permis să fii atent, ai șansa să te poți duce acasă să vezi filmuleții. De aceea, video, manualul va fi revoluția tehnologiei didactice. Eu știu asta. Dar în nou se instalează foarte greu. Da, văd că se vorbește de tot despre asta. Să duce ușor, ușor, pentru că oamenii își dau seama. Acolo sunt și fiii politicienilor, sunt și în școala asta românească. Și despre salarizarea funcției, exact cum ați dat-o, am auzit vorbindu-se. Păi nu trebuie să aduc la performanța didactică. Ce faci tu la oră când ai închis ușa, pentru asta te plătesc? Nu te plătesc că ai intrat ai tu studii făcute. Nu. Nu mă interesează ce ai tu acolo. Dacă nu te faci înțeles și nu ai făcut lecția pe când copilul să-l înțeleagă, pe asta te plătesc. Altfel, n-am ce spun. Deci, de aceea, transparența actualitate, videomanual va fi viitorul. Nu, cu 100% sunt convins de asta, dar merge pe mă tot aici. Ei bine, deci, unghiul cu vârful pe cerc, așa din A, e jumătatea actului văzut. Unghiul din A, jumătatea actului văzut. Nu am completat ce da. Gata, a făcut 180 grade. Corect. De aceea, condiția, una din condiții este asta. 1. A, B, C, D. A, B, C, D, inscriptiv. Dacă și mă mai dacă, suma a două unghiuri opuse este 180 grade. Dacă măsura lui A, unul plus măsura lui C, e ca 180 grade. Da? A și cu C, fac împreună 180 grade. Sau B și cu D, nu neapărat pe amândouă. Deci sau cealaltă parte, măsura lui B plus măsura lui D egal 180 grade. Da? E bine. Ducem diagonal. Urmează cu două laturi puse, e trupul greu. Unghiuri. Deci, un patrulatere se scripim dacă și mai dacă. Unghiul format de o diagonală cu o latură este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală. Format de cealaltă diagonală, adică asta, cu latura opusă acestea. Asta. Pentru că astea două unghiuri se uită spre același al meu. Uitați, unghiul din BGA e cât AB pe 2. Dar spre arcul AB se uită și unghiul ADB. Da? Și dacă eu am găsit doar două unghiuri în calitatea asta, fac ca toate să inscriu. Deci a doua condiție este așa. Unghiul BCA. BCA. Da? Unghiul, măsura unghiului BCA egală cu măsura unghiului ADB. ADB. Da? Egal cu A. Mai sunt o minute, da? Rezolvăm. Deci ACA, BCA egal cu ADB. Atenție. Eu am zis una din variante care se uitau spre AB. Sau spre BC, ce se uită? BC. Da. Pe A, BC. BA. BAC și BDC. BAC, Adi. BAC. Sigur că da. Deci, sau,
măsura lui B, A, C, egală cu măsura unghiului B, D, C. B, D, C. Sau măsura alt spre A, D. Cine se uită spre A, D? A, B, D, A, B, D și A, C, D. Deci spre A, D se uită A, B, D, D, B, D și A, C, D. Și A, C, D. A, B, D. Egal cu măsura A, C, D. D. Și măsura, în sfârșit, spre A, D, D. D, C. Da. Spre D, C, a zis? Da, spre D, C. D, A, B. D, A. D, A. D, A, C. D, A, C. Măsura lui D, A, C. Cu D, cu C. Egal cu măsura lui D, B, C. Da? Dragilor. Și observăm că au A, D, A, D, D, C, D, C. Nu, mă, Miruna, am vrut să spun așa. Una din astea, deci un patrulat este inscriptivul dacă e asta sau cealaltă. Este inscriptivul dacă. Una din cele patru. Nu toate patru. Da. Deci dacă eu v-am dat patrulatul ăsta și vreți să arătați că patrulatul ăsta este inscriptivul, vreți să arătați. Fii din context că ăsta, G-ul și cu A-ul fac 180, sau D-ul și cu C-ul. Nu reușiți asta. Atunci vă duceți, poate din problema partea diagonale. Și veți arăta. Unghiul 1 e congruent cu unghiul 2, de acolo. Adică. Așa, 1. Care unghiul 2. Văd că e congruent cu unghiul blacă. Cu 2 de aici. Da? Care privesc spre BC. Deci voi trebuie să arătați una din aceste patru. Mm-hmm. Bun. Ce înseamnă patrater ortodiagonal? Ați ajutat de patrater ortodiagonal. Patrater ortodiagonal. A, ortodiagonalul ăla e care diagonalele perpendiculare. Așa. Adică în locul, dar nu neapărat rombul. Și? Pătura nu neapărat este, mai sunt multe care nu... Sunt multe. Da. Eu te construiesc eu una. Da? Uite, uite. Ca să nu intrăm... Colegi în cauză. Discutele astea așa. Deci, vezi, duc în diagonale întâi. Să nu se înjumătățească, ca să nu fie rom. Și asta a construit patrulatul ăsta în diagonal. Nu e nici rom, nici pătrat. Da? Eu? Aiurea. E un patrulater aiurea. Ei, hai să zicem A, deserați-l vreo. A, B, C, D. Deci să dăm patrulaterul ortodiagonal A, B, C, D. Să se arate că proiecțiile lui O, punctul de intersecție a diagonalelor pe laturi, sunt vârfurile unui patrulater inscriptibil. Deci, proiecția lui O pe A, B, ce înseamnă proiecția? Perpendiculară. Lui O pe AB. Proiecția lui O pe AB, da, proiecția lui... Să fie congruente? Nu. Proiecția lui... O pe BC. Nu, pe bune. Să fie ce? Așa. Și proiecția lui O pe DC în PE. Și proiecția din coace? Q. Să se arate că mână pe Q este inscriptibil. Mână pe Q inscriptibil. Bă, te figură foaie. Hai că să te bucur, dar să-i mână foaie. O să-mi fac inscriptibil. Da. Deci să arate că mână pe Q este inscriptibil. Timpul? Pe ca să fie inscriptibil, am zis. Trebuie să fie una din lucrurile astea. Ce mai e? 3 minute. Da. Avem. Nu ești stresat. Din cauza faptului că stați. Nu ești stresat. Haideți să vedem așa. Mai întâi o să mă chinui să văd dacă cumva pot arăta că suma unghiilor opuse fac o stabilitate. Deci îmi propun să arăt că unghiul ăsta de aici din bunoană și unghiul din Q împreună fac 180 de grade. Dar ăsta din e compus din unghiul 1, 2, 3 și 4. 3 și 4. Unghiul 1
face parte dintr-un patrulater. Ia să vedem, ce patrulater îl pot duce pe unghiul 1? Dar unghiul 1 e numai asta. Așa, Miruna, da? Asta. Deci, de care e profesorul? 1 și 2 sau mai 1? Deci numai 1, unghiul 1. Deci unghiul 1 face parte din patrulaterul M, O, N, B. M, O, N, B. Da. Despre care ce puteți spuneți despre patrulaterul M, O, N, B? Păi, are stai din 90 de grade, că am dus eu perpendiculare. Și așa e, tot din 90 de grade aici. Că am dus eu perpendiculare, am zis proiecția. N-ați zis așa cu om perpendicular pe AB? Da. N-am zis cu om perpendicular pe BC? Da. Nu înseamnă că ăsta e 90 și ăsta e 90, așa? Da. 90 și 90 cât fac? 180. Înseamnă că patrulaterul M, B, N, O este inscriptibil. Da. Fiind indescriptibil, lucrează și cea de-a doua proprietate. Unghiul ăsta, M, N, O, 1, cum l-am notat noi, da, sunt despre M, O. Da. Tot spre M, O, se uită și unghiul din B. Ăsta. M, B, O. Da. Deci, unghiul, atenție, unghiul care? M, N, O. M-n-o. Este cu mânt până cu o. Și atunci îi spun lui ăsta că e tot unul. Deci pe unul ăsta l-am scos aici. Datorită descriptibilității, da? Da. Unghiul 2. Patrulaterul O-n-ce-p. Ce fel de patrulater este? Tot descriptibil. Din aceleași motive. 90-90. Unghiul ăsta, fiind descriptibil, lucrează cea de-a doua proprietate. Unghiul O, N, B, spre cine se uită? P, C, O. Se uită spre O, P, da. Adică P, C, O. P, C, O, adică ăsta e 2, da, scos. Deci pe 1 l-am scos aici afară și pe 2 de aici, da, da, l-am scos aici. Unghiul 3 congruent cu O, A, M. Din aceeași motive, unghiul 3, adică nu mă stă. O, A, M. O, A, M, adică cu ăsta aici e 3. Da. Și 4... Cu B, cu D, A, O. 4 cu D, O, D, P, Miruna. Cu O, D, P. Pentru că 4... A, da, 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 da. Da, cu ăsta de aici. Uh-huh. Și să zic 4. Și ce trebuie să arăt eu cu 1 plus 2 plus 3 plus 4 facă împreună cât? 180. Adică... Iată, 2 și cu 4 cât fac? 2 cu 4 fac 90. Din cauza că aici e vorba tot diagonal. Da, da. Dar 3 și cu 1. Tot 90. Și 1 plus 2 plus 3 plus 4 fac 180. Iată, 1 plus 2 plus 3 plus 4 nu fac 180. De ce? 90 plus 90? 1 cu 3 fac 4, 4. Aaa, bine. 1 cu 4. Iată, sigur, asta s-o gândit. Nu vrea să mă necăjească așa. Sigur. Ce am vrut eu aici? Am făcut această problemă întâmplătoră. După ce v-am vorbit despre cerc, după ce am vorbit unghiul cu vârf pe cerc, a trebuit să fac repede patrulatere inscriptibil, condiții de inscriptibilitate. Să vă fac o problemă în care să joacă foarte bine inscriptibilitatea patrulaterului. Da? Deci v-am promis că ori de câte ori mă duc undeva și se zizez slăbiciune, mă duc pe orizontală. Ca să pot acoperi zona aceea. Să uite asta în complet. Bun. Deci cu ce a rămas din toată discuția asta, din prima problemă asta, pe un om, da? Am intrat spre partea de inscriptibil. Vârful rămân, asta, cu cina cerului, cu practic am mă duc cât s-a putut de bine partea asta de la cer, nu? Da, dar eu uitați-l complet. Da, asta, sigur. Că parcă un pic din sinteză, așa? Ia să vedem ce am cercul. Așa, sinteza oameni. Da, deci noi am făcut algebră... Și l-am oprit, nu? Nu, am oprit. Am făcut algebră o funcție și o... Nu funcție, erau reduse.
Voi nu vreți un de X și le-a așa. Deci, aducerea la formă, cea mai aduce, da. Da, la forma cea mai simplă. Și aici am lucrat eu cu, de să, să găsim să fie întregi cu exact, Doi. E de X să aparțină lui Z. Am lucrat acolo chestia aceea cu trei divizibilitate, nu? Am aplicat teorema de divizibilitate, acei de dividează, de dividează, de dividează, combinația lineară. Deci teorema de divizibilitate. Am vorbit funcții, funcții, valoarea, valoarea unei funcții într-un punct și a apărut acolo F de unul de trei care a făcut exact, zero. Exact. Da? Și acum am trecut la partea a doua, cercul, da? Da. Cercul. Lungimii arii. Arc. Da. Coardă. Unghiul cu vârful pe cer. Pe cer. Unghiul cu vârful la centru. Unghiul cu vârful la centru, apoi, deci unghiul cu vârful la centru, area cercului, lungimea cercului, area cercului, lungimea cercului, cercul roșu la zilea. Și patru atere inscriptibile. Patru atere inscriptibile. Da? Aceste lucruri am făcut la geometrie. Îmi pare rău că n-am rupt să fie asta algebră făcută de o parte și geometrie de o parte. Dar asta a fost să le spunem prietenilor ce să fac. Să nu uite să dea like și share. Să aboneze-mă și să privească lecțiile noastre, că sunt atât de interesante, încât cu toți au o șansă. Sigur, cei care muncesc, care... O cerut foarte mult pe mesaj, mi-a cerut să fac subiectul la simulare. N-am făcut subiectul. Noi l-am făcut subiectul 3, că ăla a fost... Atât a fost important, celălalt a fost mai... Mai ușor, da, aproape... Ei mi-a cerut subiectul tot și pe am răspuns să fac numai subiectul... 3. Am făcut numai subiectul 3. Da. Două. Și dacă ceva nu știu, să ne spune cum mai facem, da. Sigur că da, cu un telefon pot ajunge da. Și da. Ce ziceți? Nu uitați să urmăriți microfon, like, abonați-vă, să abonezi și mai multe.